Bună dimineața, frumoșii mei, dragii mei, ce faceți voi, cum sunteți? Sper din suflet că sunteți toți bine. Eu încă mai sunt răcită, acum mi-am făcut un ceai de cimbru. Am luat și sirop de tuză, sper să-mi treacă, dacă nu, asta este, trebuie să mă duc să fac un control. Am o tuză care o am de 2 săptămâni și tot nu trece, da? Dar nu contează, sănătate să fie cât mai multă, cât mai mult să cuprindă sănătate, pentru că fără sănătate nu putem să facem nimic. Dragii mei, dragile mele, am intrat să vă fac o singură cafeluță mai mare, ca să vă încadreze pe toți cei care vă uitați la mine. Cafeluța a zilei de 17, astăzi până pe data de 23. O cafeluță generală, spun eu, unde vă voi extrage și 3 energii. Uitați că aici am foarte multe pietre de la râu, le-am adunat. Le-am spălat cu apă și cu sare, le-am purificat și sunt pregătite aceste pietre să pot să și citesc în ele, pentru că pot să citesc formele din pietre și, bineînțeles, pentru dorințe și pentru ritualuri. Ia uitați cât de multe am și ce frumoase sunt. Eu le-am adunat toate de la râu. Multă lume poate li se pare chestii ciudate, dar mie tot ce este legat de natură este o chestie care sunt chestii care le putem folosi în ritualuri, magie, pentru că cu natura lucrăm, da? Cu elementul foc, apă, pământ, aer, da? Să nu uităm lucrul ăsta. Spunând așa, haide să vă extrag energiile pentru săptămâna 17-23, să vedem ce ni se arată în această săptămână, da? Normal trebuia de ieri să fac, dar n-am avut timp să fac de astăzi, marți, să vedem în această săptămână până la sfârșitul săptămânii. Mulți dintre voi aveți o teamă, o frică sufletească, o teamă de a pierde ceva, frica pentru un examen, frica pentru un loc de muncă, frica de un bărbat, frica de o mamă, ce știu, dragii mei, frica de o boală, frica de moarte. Aveți unii dintre voi unele temeri, unele frici, da? În această săptămână veți fi conectați la frică, o este frică de ceva. Să sperăm că toate trec, Dumnezeu să vă ajute să vă învingeți temerile și fricile. Da? O altă energie, hai să vedem ce energie legată de un copil mic, da? Poate că rămâneți însărcinată, poate că auziți de sarcina cuiva, poate că un copil mic, vă gândiți foarte mult la acest copil, este nepotul dumneavoastră, este, cum se numește, cineva din familia dumneavoastră, acest copil propriu, dumneavoastră copil, da? Acest copil micuț, băiețel, deci poate să fie și o sarcină, v-a spus, sau poate să fie, dragii mei, un copilaj din familia voastră sau a unei prietene, unei vecine, da? Aici tristețe, da? Sau gânduri, sau așteptare. Multe femei sunteți în așteptare. Poate așteptați un bărbat să vină în viața dumneavoastră, poate vă așteptați să apară destinul, poate așteptați pe cineva de foarte mult timp și ați obosit să așteptați. În această săptămână veți fi puși în ideea a fi triști, a fi gândiți, a vă părea rău la ceva anume, da? Poate are legătură cu un bărbat. Haideți să vedem cum se prezintă și cafeluța. În afara casei, inițială foarte mare de mă, un drum care se închide pentru mulți dintre voi, nu o să puteți să plecați la niște drumuri, vreți să plecați și nu veți putea pleca, aveți un vâ, aveți o pisică care stă pe burtă, este foarte bine să aveți pisici în casă în această perioadă pentru că vă elimină și vă curăță energiile negative, da? O schimbare de destin, de soartă pentru o persoană cu inițiala de S care are un pantof foarte mare. Această persoană își va schimba soarta sau destinul, da? Doamne ajută pe toată lumea, da? La casele voastre aveți o cruce în primul și în primul rând. Ia uitați aici această cruce, ori vă îmbolnăviți, ori auziți de boala cuiva, ori moare cineva, da? Aici mi-apare o inițială de L și de A. Sunteți foarte supărați unii dintre voi la casă, ori aveți în prezent certuri, scandaluri, această eclipsă a venit la pachet cu certuri, cu neînțelegeri, cu agitație, cu o răsturnare de situație pentru mulți dintre voi. Nu v-ați așteptat la o schimbare radicală a unei persoane, a unui comportament. Dintr-o dată a ieșit în evidență din nou acel comportament negativ, că este femeie, că este bărbat, nu contează. Și ați rămas un pic perplex sau veți rămâne perplex, da?
Vă trece pragul persoane care vă aduc surprize la casă în două puncte, care poate să însemne 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni. Faceți drumuri scurte pentru a vă rezolva unele probleme bănești. Cred că mergeți și la biserică pentru că văd o turlă de biserică și văd crucea unde vă veți întâlni cu mai multe persoane, vă dați întâlniri acolo la biserică pentru a vă întâlni, discutați de ceva bărbați, probabil aveți în familia voastră probleme cu bărbații și mergeți să vă rugați, mergeți să rezolvați aceste chestiuni, organizați o călătorie împreună cu 3 femei, da? O inițială de N, de A, de V, pentru a face probabil un pelerinaj, da? Se întâmplă și miracole în viețile unora dintre voi, mai ales cei care probabil ați fost la Sfânta Paraschiva sau ați umblat la mănăstiri puternice, văd că se îndeplinește o dorință legată de sănătate pentru unii dintre voi. Alții dintre voi încă vă confruntați cu bârfe, cu discuții. În această săptămână, până la sfârșitul săptămânii, aveți de rezolvat unele chestiuni de bârfe, nu mai puneți la suflet, gura lumii numai pământul o astupă, da? Eu văd aici niște persoane care bârfesc un colectiv, poate la locul de muncă, mai multe inițiale, un L, un I, un J, un A, ochi, aveți de ochi asupra voastră invidie la locul de muncă, da? Deci trebuie să purtați hainele pe două sau să purtați la voi un cățel de usturoi cu 3 boabe de piper ca să îndepărteze invidia și bârfele și energiile negative, da? De asemenea, aveți ceva discuții între neamuri, frate, soră, mamă, tată, deci vă certați în familie pentru ceva anume, pentru bani, da? Deci eu văd o ceartă pentru bani în această săptămână în familie, discuții legate de bani, da? Discuții legate de bani. Hai să vedem aici o inimă pe negru, se poate vedea foarte bine. Această inimă este deasupra unui copilaș, vedeți? O să aveți o suferință pentru acest copil, o rămâneți însărcinate și persoana cu care ați rămas însărcinate nu-și dorește copilul, mai ales dacă sunteți în zodia Taur și aveți inițiala de G, aveți inițiala de I, de C, de R, are legătură cu acest copilaș. Ori aveți, Doamne ferește, un copilaș care se îmbolnăvește, vedeți? Această inimă pe negru cu copilașul ăsta. Oricum mergeți la un drum și rezolvați, cred că prin medici, pentru că văd oamenii în halat alb, da, deci aveți o problemă cu un copilaș micuț, acest copilaș n-are nici măcar un an. Un copilaș abia născut, un bebeluș. Aveți grijă la viroze, la răcela ăsta, pentru că vă ajungeți la spital cu acest copilaș, da? Dar se va rezolva, stați liniștite. Aici vă apare un pom uscat, deci aveți mulți dintre voi viața care vi se pare că s-a uscat, totuși acest pom are rădăcinile bine plantate în pământ. Aia vrea să zică că încă nu s-a dus viața, nu vă pierdeți speranța, v-am mai spus eu vouă vis-a-vis de speranțe, pentru că dacă vă pierdeți speranța, îl pierdeți pe Dumnezeu. Se va rezolva totul. Ia uite, rădăcinile sunt încă bine puse în pământ. Și chiar dacă v-ați pierdut speranța într-o chestiune, vă spun eu că până la urmă se rezolvă, da? Vă apare un cerb la multe dintre voi. Un cerb este un început de dragoste. Un bărbat falnic, un bărbat frumos pentru unele femei, da? Apare acest minunat cerb care vine către voi și îl veți primi cu brațele deschise pentru că sunteți mai mult de o perioadă de 5 ani singure și văd acest cerb, acest bărbat falnic care este destinul vostru care apare către voi, da? Drumuri scurte, vedeți dacă aveți probleme cu dantura în această săptămână, văd că rezolvați problemele cu dinții, văd că mergeți la un cabinet de doctor din ăștia de dinți și rezolvați problemele. Zodia Rac și Leu, veți avea ceva certuri și discuții pentru bani la locul de muncă. Poate că nu vă mai plătește banii care trebuie să vi deie, poate că ce știu eu, dar vă certați la locul de muncă vis-a-vis de bani. Deci nu vă convine banii care îi câștigați sau veți descoperi niște minciuni, niște vorbe urâte legate de ceva prietenei voștri, inițiala de S, E, F, da, cu certuri, veți avea ceva discuții legate de aceste bârfe. La unii dintre ei vă așteptați, veți avea împăcări în această săptămână, mai ales cu persoane cu care v-ați certat în sufletul vostru. Sunteți multe persoane care aveți pe cineva cu inițiala de N
Mă gândesc la o persoană cu inițiala de N, la o persoană cu inițiala de T, la o persoană cu inițiala de O. Dacă sunteți certați cu persoana cu inițiala de N, să știți că nu lasă garda jos pentru că are un orgoliu prostesc. Da? Văd ceva împăcări, dar văd din nou discuții. Deci, dacă aveți o dragoste cu o persoană cu inițiala de N, să știți că această persoană nu merită iertare pentru că va face la loc și o va face mai rău, că v-a trădat, că v-a mințit, că v-a jignit, că nu v-a respectat, atenție mărită. Da? O persoană cu inițiala de C care îi se va îndeplini ceva dorințe legate de bani și foarte multă confuzie, foarte multe persoane cu măști, cu fețe stranii. Da? Hai să vedem și farfurioara ce vă zice. De fapt aici pe farfurioară au rămas așa. Voi încerca să dezlușesc. Mai aveți o greutate foarte mare pe sufletul vostru. Da? Mulți dintre voi aveți o greutate mare în două puncte. Această greutate se va ridica, până atunci nu. Aveți un drum deschis, drum de țară străină. Vărsați lacrimi de fericire pentru că veți scăpa de un necaz, de o problemă. Aveți o mare șopârlă deocamdată. Da? Sunteți foarte, foarte supărați, ori ați avut o ceartă, un scandal, o problemă la casă cu soțul, cu partenerul, chiar și bătaie, Doamne ferește, conflicte cu legea, cu poliția, aveți probleme, da? Nu este prima oară, din câte se vede aici, în trei puncte se va rezolva o situație, dorințe care se vor îndeplini, maxim în două puncte, două zile, două săptămâni, două luni, un chip de o persoană rea acolo, ia uitați, vedeți, o femeie care ia foc părul, asta poate să fie o femeie care este poate amanta sau cineva inițială de lâș și când mi-apare, sau cineva care se ocupa cu lucruri necurate, da? Hai să vedem ce dorințe se vor îndeplini pentru voi în această săptămână, 17-23 octombrie, da? După aia trebuie să-mi iau ceaiul. Dorința de a clarifica o chestiune de ceartă, de scandal, de neînțelegeri, vedeți, asta este dorința voastră, se îndeplinește o dorință să nu vă mai certați sau să vă împăcați sau să fie liniște și pace în casă, în familie, da? Vedem o altă dorință, pentru că având în vedere faptul că nu v-am făcut în două variante, atunci facem și așa, da? Ca să fie bine. O altă dorință să vă vină în vizită acest bărbat șaten spre blond sau să vă întâlniți cu el, vedeți, vizita unui bărbat șaten spre blond, îmi apare aici. Asta este dorința voastră, să vă vină în vizită acest bărbat sau să mergeți în vizită sau să vă împăcați cu acest bărbat, da? Și aici dorința să nu vă mai îmbolnăviți, dorința să vă vindecați, dorința să nu mai suferiți. Pardon, dorința să ieșiți dintr-o depresie, da? Asta mi-apare dorința de a nu avea probleme grave de sănătate, de a vă vindeca de o boală, de a ieși dintr-o tristețe, dintr-o depresie, da? Asta este, dragii mei, sper să aveți parte de o săptămână minunată și binecuvântată, la fel ca inimile voastre. Vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc tot binele din această lume și mai ca Domnul și Dumnezeu să fie cu noi toți.